Despre animalele din stradă, despre implicarea noastră și despre ce ar trebui să facem, vom discuta și în această dimineață. Alături de mine este Vladimir Bidiuc, medic terapeut. Bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Pentru a le spune și celor de acasă, cu excepția faptului că ai un program foarte încărcat și la muncă și anterior, pentru a învăța, pentru a ajunge medic terapeut, oricum ai încercat să găsești acele spații în timp pentru a reuși să mergi și la necropolă, pentru a reuși să ajuți și animalele din stradă. Vreau să spun de unde a început asta sau în ce moment a început această dorință de a ajuta. Tot a început din faptul că eu cumva am găsit o prietenă, nu știu cum ne-am întâlnit noi, și eu cumva au distribuit o postare din partea unei doamne și precum ea că este posibilitatea de a ajuta animalele la necropol. Și noi cumva ne-am dorit ambii, din cauza că și eu am pisică acasă și ea are, și frații mei, și am spus, e o oportunitate foarte bună, hai să încercăm. Și am făcut planurile acolo, cine au putut surse financiare, cine tierciuri, cine... Fiecare ce a putut, da. Și am, într-o zi ploioasă, frumos, ne-am adunat tăță bombrelă, am scris planul de afaceri și ne-am pornit pe drum. Ploaie, glod, dar asta nu ne-a oprit, din cauza că dragostea față de sufletele apropiate mult mai mare și am ajuns acolo, toți câinii gălăjii, bucuroși să ne vadă și s-a început. Împărțim cineva în parte terciu, cineva scoatem la plimbare, bucuroși. Ți-am zis cel prietena mea, eu nimerit un câinii foarte mare, care am us foarte mă bucur că e adoptat de o persoană, tot care a fost acolo cu noi, chiar mă bucur. Aveți posibilitatea să, după și câinile, să dea cu careva educație, el să fie adoptat. Că câinile de pe stradă, cumva el e mai... independent. Da. Și poate fi cumva... educat, stresat. Stresat, da. Când vede mulți oameni și în familie nu poți fi sigur. Și din cauza asta el se adaptează, se duc acolo cumva și după asta poate fi adoptat de familie. Ce simte o persoană când ajunge prima dată la necropolă? Și te întreb prin perspectiva propriilor tale emoții. Eu când am ajuns prima dată acolo și am auzit atâta gălăjie de câini, mă ating că niciodată n-am auzit atâta gălăjie. Dar e un sentiment de... Știi, dacă sincer, nici nu pot descri câtă bucurie, din cauza că auzi atâtea zvucuri de ajutor, cineva are nevoie de ajutor tău, știi? Și ești bucuros că măcar cuiva tu poți ajuta și fii de folos. Și când dai acel tierci sau, nu știu, faci acea primblare, știi, simți chiar plăcerea asta sufletească. Bine, dar atunci ai mai fost la necropolă? De atunci eu n-am fost. Nu ai mai mers adică. Am fost prima dată doar. Doar o singură dată. Te întrebam lucrul ăsta pentru că mare majoritate spun că în momentul în care ajung la necropolă trec prin diferite stări. Unii plâng, alții au acea stare de tristețe pentru că uite cât de mulți câini sunt aici și nu au o familie. Tu îmi zici însă că ai simțit fericire. Ai simțit fericire pentru că tu ai putut să împarți fericirea celorlalți. Da, din cauza că în fiecare zi cumva împart doar din bucata terapiei manuale, o bucată de sănătate oamenilor. Dar aici cumva am împlinit sufletul de fericire, atâta câinilor și că și-a meu, logic, câinii au suflet și ei. Și nu ni s-au umplut ochii de lacrimi, din cauza cumva bărbați mei. Să fiu bărbat până la urmă. Da, dar totuși avem un pic de nostalgie, cum ai da scâni abandonați, care necesite îngrijire și cam asta. E o problemă gravă în continuare pe străzile și din Chișinău, pentru că nu toți câinii sunt la necropolă, avem foarte mulți câini și pe stradă. Dar vreau să întreb ceva, am o curiozitate, pentru că tu ești medic-terapeut și în mediul online o să găsim foarte multe imagini și cu medic-terapeut veterinar sau pentru animale. Nu știu dacă ai văzut și tu imagini similare. Este diferit? Este foarte diferit? Nu știu dacă te-ai interesat pe acest subiect. Da, e foarte diferit din cauza că și ține de mușchi, poate fi mai puțin diferit.
Da, atât și ține de organi și așa mai departe, sistem digestiv și tot așa mai departe, cred că e o mare diferență. Te întrebam pentru că în Republica Moldova nu cunosc persoane care să facă lucrul ăsta. Nu știu, poate tu știi persoane care ar fi medic-terapeut pentru animale. Da, nu știu, parcă n-am avut așa o legătură cumva cu persoanele date. Dacă este cineva să ne scrie, să ne scrie. Poate aflăm în această dimineață cine ar putea să fie. Pentru că peste cotare... Aș fi bucuros să fac legătură. Da, peste cotare, din ce am văzut, este din ce în ce mai popular și avem în foarte multe țări foarte multe exemple a unor persoane ce în continuare au această activitate. Și la noi la fel, ar fi interesant, dacă este cineva sau dacă a încercat cineva, trebuie să fie oricum pregătit din punct de vedere profesional, pentru că nu ai cum să întreprinzi anumite acțiuni pentru a face lucrul ăsta. În continuare, îți dorești să revii la Necropolă, ca să revenim la subiectul inițial? Da, desigur. Eu cu mare drag mă duc, logic când găsesc timp o licuțică macar. Macar jumate de zi, macar 3-4 ore, stădeam în plus. În cauza că este și terapie, este lucru, este și sport, cum ai da, și trebuie cumva, nici nu știu cum să ies din chelie, să le combin pe toate. Da, bine, îmi dau seama că dacă ajungi acolo ai nevoie de un spațiu mai mare de timp. Ai nevoie de câteva ore pentru a petrece. Da, ca minim 3-4, până ajungi, până faci o plimbare cu vreo 3-4 câini minim, și până împarți sterciu, careva mai sunt cumva timp pentru a oferi dragoste câinelui, de a te juca cu el, de a conversa, că ei înțeleg foarte bine conversația noastră. Fix cum o înțelegem noi face-to-face, așa o înțeleg și ei. Da, când ați ajuns acolo, mai era cineva? Mai erau și alți voluntari deja aflați? Sunt persoane care permanent, dacă nu mă greșesc, stau acolo, dar noi am venit cu un grup. Dacă nu mă greșesc, noi am fost 3 băieți doar și vreo 5 sau 7 fete, nu știu precis. Ați fost un grup mai mare? Da, da. Și a reușit să se implice. Pentru cei de acasă, ce mesaj ai avea? Pentru cei care poate până acum s-au gândit să meargă și nu au făcut-o din diverse motive. Cei care aveți posibilitatea, nu ezitați să ajutați, din cauza că tot ajutorul vine cu spre folos, spre sufletul vostru. Asta e 100% pot garanta. Starea de spirit este una mult mai bună și asta este foarte important. Și vreau să mai întreb un lucru, pentru că de fiecare dată, în fiecare săptămână aici, în cadrul discuțiilor din Suflet pentru Animale, întreb invitații ce soluții ar vedea ei pentru a rezolva problema câinilor sau a pisicilor abandonate, a celor din stradă. În primul rând, eu cred că o ieșire din situație ar fi studenții care au implicări mai puține să găsească timp. Logic să nu stai foarte mult în telefon. Da, să renunțe la gadgeturi. Da, da, să vii să dai un ajutor la Necropol, dar nu numai la Necropol, la toate centrele pentru animale, că asta e o ieșire din situație în prim plan. Și asta ar putea să o facă fiecare și nu costă nici bani în cazul în care te implici doar fizic prin voluntariat. Mulțumesc mult că ai intrat această dimineață. Cu drag, mersi de invitație.